Aceasta a fost atmosfera marți dimineața la metrou în București. Metrourile au fost blocate pe magistrala M2 Berceni-Pipera. Potrivit Metrorex, s-a produs o defecțiune la trenul de metrou ce mergea către Pipera. Călătorii aflați în tren au fost debarcați în stația Piața Victoriei și au fost preluați de celelalte trenuri pentru continuarea călătoriei. Echipele Metrorex au făcut demersurile necesare pentru retragerea trenului defect din circulație. Călătorii au fost permanent informați prin sistemul de sonorizare din trenuri, dar și prin stații. Prezentăm scuze călătorilor pentru disconfortul creat, au transmis reprezentanții Metrorex. Potrivit Antena3.ro, trenul defect era unul dintre cele relativ noi, la fel cu cel deraiat la sfârșitul lunii februarie. Sursa citată a precizat și că din informații ar putea fi vorba despre o problemă tehnică legată de softul de operare al acestor trenuri. Din cauza aglomerației infernale, o persoană a leșinat pe peron la Piața Victoriei.